Să aduci actorii aproape de public înseamnă să investești pentru public în teatru. Mari actorii români apreciază inițiativa Fundației Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, Gala Teatrului Tânăr. Îmi place ideea și mă bucur că odată în plus domnul Dan Voiculescu e în fruntea unei, sau inițiatorul unei chestiuni care ne privește pe toți și care poate să mai aducă un pic de bucurie, nu numai în rândul tagmei actoricești, ci și în rândul marelui consumator, publicul. Un public care, după o perioadă scurtă de înstrăinare, a revenit în sălile de teatru să își încarce sufletul. Inițiativa mi se pare foarte bună, lăudabilă, meritorie. Și mă bucur că v-a trecut prin minte să susțineți cultura. E un lucru extraordinar, pentru că singura activitate cu care putem ieși în lume e cultura. Singură, cultura poate șterge o parte din imaginea gri a unei țări care și-a rătăcit valorile. Dacă sunt actori tineri și care deja pot să demonstreze ceva, mi se pare o idee excelentă. Este un lucru foarte bun și cred că ar trebui să se perpetueze acest, sau să se instituționalizeze într-un fel, pentru ca și tinerii să fie ajutați. O mână întinsă tinerilor este, spun artiștii, o mână întinsă unei țări.